Intrarea României în primul război mondial a fost reconstituită în Gorj sâmbătă noaptea. Brigada 2, Infanterie Rovine, a refăcut momentul în care ostașii armatei române au pus stăpânire pe trecătorile munților Carpați. De asemenea, un marș a avut loc între Gara Merii și Păpasul Lainici din defileul Jiului. 6 kilometri au mers pe jos militarii. Cu cântec înainte! Marș! Trupele române care au luptat atunci împotriva celor austro-ungari au fost conduse de generalul Ion Dragalina, care a murit în apropierea podului Lainici. Am ales această vale, Valea Jiului, deoarece aici trupele românești din divizia Jiu, din ce știu din istorie, au fost primele care au intervenit și au intrat în practic în primul război mondial pentru a bloca accesul trupelor austro-ungare către partea de sud a României. În memoria generalului Dragalina, la încheierea marșului, militarii Brigăzii 2 Infanterie Rovine au păstrat un moment de reculegere și au depus flori la monumentul ridicat în amintirea sa. Un cântec de luptă bătrân, ca unirea voi compatriot asculta. Aproape 600 de gorjeni din regimentele 18 și 58 Infanterie Gorj au murit în luptele desfășurate în primul război mondial pe vârful Strajea Pasul Vâlcan. România întregită s-a clădit în principal prin sacrificiul ostașilor căzuți pe câmpurile de bătălie din țară sau pieriți în prizonierat, eroi care au pus mai presus de propria lor viață binele națiunii.